Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM. Seara bună în Piața Victoriei. Avem un nou premier desemnat, pe domnul Nicolae Ciucă, ministru al apărării, senator PNL și general cu 4 stele în rezervă. Indubitabil, domnul Ciucă a fost opțiunea președintelui, acceptată de Florin Câțu Scrâșnit și în condițiile unui guvern minoritar susținut de PSD. PSD care nu a dat încă un răspuns ferm, dar pare mai flexibil decât în urmă cu fix 2 săptămâni, când în acest studio, domnul Marcel Ciolacu, invitat în Piața Victoriei, spunea așa. Nu ne permitem un guvern minoritar, indiferent dacă este PSD, dacă este USR sau PNL. Este exclus ca Partidul Social Democrat în acest moment să vină cu alternativă pentru România într-un guvern minoritar. Ar fi o greșeală pentru România să accepte în acest moment un guvern minoritar. Vom vedea cât de curând ce înseamnă exclus pentru domnul Marcel Ciolacu. Dar ce se va întâmpla cu USR? Va rămâne în afara guvernării sau va încerca să negocieze totuși intrarea în guvernul Ciucă? Faptul că noi discutăm aceste lucruri când la fiecare 3-4 minute în România moare câte un om răpus de COVID și cine știe câți alții răpuși de alte afecțiuni pe care nu le pot trata în spitale sufocate este îngrozitor. Dar aceasta este oferta clasei politice actuale și tot ce pot să sper este că nu ne va lovi amnezia până la viitoarele alegeri, oricând vor fi ele. Invitatul meu în această seară este vicepreședintele USR, domnul Dan Barna. Bună seara, domnule Barna! Bună seara! Și dumneavoastră sunteți așteptați cu întrebări și opinii la 0372 069 599. Domnule Barna, avem o propunere de premier desemnat pe masă, cum spuneam, domnul Ciucă, senator, dar și general în rezervă. Considerați că este o propunere bună, o propunere mulțumitoare? Este propunerea pe care președintele României a anunțat-o și a asumat-o. Am participat astăzi la consultările care au avut loc la Cotroceni cu partidele politice. Ne-a comunicat că dinspre Partidul Național Liberal, în unanimitate, și ne-a spus și nouă că era foarte mulțumit, a venit această propunere. Deci este propunerea de lucru, propunerea pe care o avem în momentul de față la dispoziție și despre care discutăm la momentul ăsta și în spațiu public. Nu mi-ați răspuns la întrebare. Din punctul dumneavoastră, vedere, e bună sau rea? România joacă de o perioadă de cel puțin 2 luni la categoria impuse, nu la categoria opționale. Și în această categorie, la impuse pentru premier, e domnul Ciucă în acest moment. Impuse de cine? Impuse de decizia președintelui, care a nominalizat un premier în care consideră domnia sa că ar putea să aibă capacitatea să treacă România prin această perioadă de criză. Și n-aveți nicio opinie despre această impusă, dar e bună sau rea? Bun, dacă ne uităm la structura guvernelor din țările democratice, opțiunea din zona militară este destul de rară. Acum, pe de altă parte, nu pot să nu recunosc că România este într-o situație excepțională. E o realitate. Adică am văzut harta numărului de persoane care deceselor din motive COVID și România suntem pe primul loc în lume la această categorie. Este ceva înfiorător, adică privea harta și venea să plângă. Arată într-adevăr foarte tragic. Este o decizie, chiar nu simt că aș trebui să mai comentez într-un fel sau altul pe propunerea de premier. E o propunere de premier, e o șansă de a avea un guvern stabil. Să vedem dacă se va întâmpla lucrul acesta. În consultele care au avut loc și mai ales în declarații celor de la PNL, am înțeles că doresc să meargă mai departe pe un guvern minoritar, cumva. Înțeleg că PSD-ul continuă susținerea pentru PNL și pentru domnul Câțu în calitatea lui acum de președinte al PNL-ului, cea care există deja de o lună și jumătate, am văzut-o la votul în Parlament, la moțiuni foarte explicit manifestată. Domnul Câțu a anunțat astăzi că are o majoritate, înțelegem că cei de la PSD. Așa arată lucrul în momentul de față, în această construcție, dacă nu vine vreun telefon, președintele partidului a discutat cu premierul desemnat și cu președintele PNL și președintele PNL a spus că nu doresc să continue o colaborare cu noi, deci nu doresc continuarea coaliției, că îi merg cu susținerea PSD. Luăm act de acest lucru în mod firesc, va urma o perioadă, o să vedem cât de lungă,
câteva luni sau mai mult, pentru că știți, nu e nimic mai de lungă durată decât o măsură temporară, să spun așa, vom fi probabil în opoziție în perioada următoare. Domnul Câțu, înțeleg că i-a spus domnului Cioloș că nu se vor purta negocieri cu USR, am înțeles corect? Da, a fost... Asta vine oarecum în contradicție cu declarația pe care a făcut-o premierul desemnat, vorbind de-a dreapta președintelui în momentul anunțului desemnării, mă refer la domnul Ciucă, care a spus că va începe negocieri cu toate forțele politice responsabile din Parlament pentru crearea unei majorități. Nu a spus voi discuta cu PSD. Excludeți posibilitatea ca domnul Ciucă să vă invite? Nu, nici pe departe. Este exact ceea ce am stabilit și noi în Biroul Național, în discuțiile, în ședința avută imediat după consultele cu președintele Iohannis. În măsura în care premierul desemnat, până la acest moment nu s-a întâmplat lucrul acesta, de asta vă spun, iar comunicările din zona PNL erau în această logică că vor merge în Parlament cu un guvern minoritar susținut de PSD. Practic, domnul Câțu a confirmat că s-a înțeles cu domnul Ciolacu și continuă, avem un USL 2.0 care va guverna România în perioada următoare. Dacă va veni o solicitare, o invitație la dialog din partea premierului desemnat, domnul Ciucă, evident, și președintele partidului Dacian Cioloș și noi, echipa de negociere, vom participa și o vom onora, cum este și firesc, pentru că eu cred foarte mult, tocmai dată fiind această perioadă foarte complexă și dureroasă pentru România, că e nevoie de un guvern funcțional cu susținere parlamentară. E nevoie de ca această coaliție singura pe care o văd funcțională să funcționeze. Faptul că cei de la PNL și domnul Câțu consideră că pot supraviețui cu un guvern minoritar care practic să stea la cheremul capricilor parlamentului este o decizie, aș spune, surprinzătoare, pentru că cunoscându-l pe domnul Câțu, nu e surprinzătoare această decizie. Este o decizie foarte proastă pentru stabilitatea României. Nu aveți cumva senzația sau nu vă reproșați oarecum că prin faptul că ați mers cu un guvern minoritar până la votul Parlamentului și ați cerut votul Parlamentului pentru un guvern minoritar, mă refer la guvernul Cioloș, și ați validat această idee că un guvern minoritar poate fi o soluție? Acum, nu mai puteți spune că guvernul minoritar al PNL nu poate fi o soluție? Nici pe departe, pentru că contextul era diferit. Noi am mers cu un guvern minoritar pentru că nu era posibilă constituirea unei majorități. Deci a fost o ultimă soluție disponibilă. În cazul de față este posibilă constituirea unei astfel de majorități. Deci este posibilă constituirea unei majorități PNL, USR, UDMR. Suntem dispuși să purtăm un dialog pentru a constitui această majoritate. Faptul că, având opțiune de majoritate, se preferă un guvern minoritar, face să fie diferite cele două scenarii foarte, foarte mult. Noi am mers cu un guvern minoritar pentru că nu a fost posibilă constituirea unei majorități. Partidele majoritare, să le spunem, sau cele alături de care se putea constitui majoritatea, spunând că nu doresc să participe. Bine, dar din momentul în care v-ați convins că nu se poate constitui majoritate, ceea ce s-a întâmplat vineri dimineață, în momentul în care domnul Câțu a trântit ușa nasă, a zis nu mai continuăm negocierile, s-a terminat. Deci de vineri dimineață vă era foarte clar că e guvern minoritar. Ați și întocmit listă și program de guvern minoritar. Timpul acela de vineri până miercuri, când guvernul Cioloș a picat absolut previzibil și cu scorul ușor de anticipat, nu a fost un timp pierdut și un mod de a valida ideea că se poate face și din această investire a unui guvern un spectacol de imagine? Da. Eu nu spun că nu se poate investi un guvern minoritar. Faptul că domnul Câțu ne-a transmis că îl susține domnul Ciolacu și că s-a refăcut USL și avem un USL 2.0, e o realitate politică, adică eu nu zic, nu e nimic imposibil aici. Practic erau cele două scenarii... N-am spus de imposibil. Erau cele două scenarii disponibile, pe care le știam și noi și toți cetățenii României, PNL poate să guverneze fie cu USR, refăcând coaliția, fie cu PSD, refăcând USL-ul. Cei de la PNL au decis să refacă USL-ul și alături de domnul Ciolacu și echipa de la PSD să guverneze până în perioada următoare. E o decizie asumată politic, vom vedea care vor fi consecințele și percepțiile generale pentru cetățeni. Aici suntem. Adică erau două scenarii, PNL a ales, noi suntem disponibil să refacem coaliția,
Am spus, suntem gata să ne așezăm la masă, președintele partidului așteaptă acest telefon, chiar a inițiat convorbirile respective și cu președintele PNL și cu premierul desemnat. Mi-ați spus de președintele PNL, cu premierul desemnat, domnul, îmi spuneți că a vorbit domnul Cioloș și cu domnul Ciucă și care a fost discuția? A spus că discuțiile vor continua în cheie politică cu partidele. Asta a fost poziția exprimată de premier. Adică n-a spus vom discuta, domnul Ciucă, nu v-a spus vom discuta mâine, poimine, răspoimine, într-o zi, tot din cele 10? Tot ceea ce pot să vă confirm este că până la acest moment nu există nici din partea premierului desemnat, din partea PNL ne-am lămurit deja, nu există vreo solicitare de dialog sau de negociere pe acest subiect și coroborând cu declarațiile președintelui PNL că se merge cu un guvern minoritar și că și-a obținut sprijinul politic, așa a construit o majoritate. Evident, aceasta a fost făcută cu PSD-ul. Lucru de altfel confirmat, dacă ne uităm la declarații, la suceala absolut ilară a celor de la PSD, care acum, numai departe de câteva zile, chiar am văzut că ați început emisiunea cu declarațiilor, explicau foarte clar că nu se pune problema unei astfel de opțiuni. Astăzi l-am văzut pe domnul Ciolacu dând așa din colț în colț pe un mecanism de hopamitică și explicând că sigur e o opțiune pe care o ia în calcul. Ce ați discutat astăzi cu președintele la Cotroceni, cu excepția acelei, ceea ce ne-ați spus deja, și anume că PNL a decis în unanimitate ca propunerea să fie domnul Ciucă. Altceva? A fost totuși o discuție jumătate de oră. A fost mai puțin de jumătate de oră, a fost vreo 18 minute, cred că, dacă e să fim... Mă rog, deci a fost o discuție relativ scurtă față de consultele anterioare, în care, pur și simplu, pot să spun că am analizat un pic contextul politic actual și opțiunile. Noi am transmis mesajul și disponibilitatea de a reconstrui această coaliție odată ce avem o altă propunere de premier. Președintele Andrusov ne-a transmis că este foarte important să fie un guvern stabil cât mai repede, pentru că presiunea, cu care eram și noi de acord, presiunea venită din componenta de sănătate publică, efectele pandemiei și componenta energetică sunt foarte, foarte importante și trebuie administrate și abordate cât mai repede. Cam în zona aceasta s-a purtat dialogul, zona de a avea un guvern cât mai repede și opțiunile între coaliție sau un guvern minoritar. Am transmis și președintelui perspectiva noastră că această refacere a USL-ului nu e neapărat cea mai bună opțiune, da? Și ce v-a răspuns? Nu a fost un răspuns. A fost răspunsul legat de prioritatea evidentă cu care toată lumea e de acord. Trebuie să avem cât mai degrabă un guvern. Domnule Dan Barna, ceea ce tot încerc eu să înțeleg și nu mi-este foarte clar și o spun cu toată sinceritatea, este dacă într-adevăr, așa cum echipa Câțu, puțin credibilă de altfel, transmite de câteva săptămâni, și anume că președintele a dat consemn fără USR la guvernare, este adevărat? Sau președintele a trebuit să accepte o condiție a domnului Câțu pentru ca domnul Câțu să se dea la o parte și să-l lase pe domnul Ciucă? Domnul Câțu fiind cel cu ștampila în mână în momentul ăsta, ștampila de președinte PNL, o zic sigur, între ghilimele. Cu alte cuvinte, acest guvern minoritar este dorința președintelui de a elimina USR sau acest guvern minoritar este concesia pe care președintele i-o face lui Câțu pentru a se da la o parte și a accepta premier Ciucă? N-am un răspuns la întrebarea aceasta. E o întrebare foarte bună și o întrebare cumva logică, pentru că și până la urmă nici nu contează foarte mult dacă efectul pe care îl vedem cu toții, faptul că USR este scos de la guvernare, ăsta e de fapt efectul dureros, nu pentru noi individual, pentru că am mai făcut opoziție, o să mai facem, la nivel de persoane individuale, este o chestiune, înțelegi, în momentul în care intri în politică, că asta presupune, ești o perioadă la guvernare, o perioadă în opoziție, nu asta e problema. Problema este că se șterge din nou șansa ca în lunile și anii următori să putem vorbi de niște reforme în România. Pentru că în realitate și asta oricine urmărește cu bună credință viața politică, deci nu vorbesc de partizanate politice, de pro-USR, pro-PNL, pro-PSD sau celelalte, în realitate e foarte clar că refăcând USL-ul, refăcând exact tarele vechii clase politice, transformarea statului în bancomat pentru firme de casă și
bani dați primarilor fără proiecte, doar pe plăți de un fel sau altul către diverse companii. Vedem ce s-a întâmplat cu banii pentru consultanță la Anghel Salini, firmă cu 1000 de contracte fără angajați, adică lucruri evidente care n-au nicio legătură cu vreun profesionalism sau transparență sau libertate de participare la competiția pentru resurse. Refăcându-se leu, practic, condamnăm din nou țara să mai stea 2 sau 3 ani într-o perioadă de îngheț și de lipsă de reforme de orice fel. Singurii care au luptat în această coaliție și care aduceau presiunea reformelor erau USR-ul. Faptul că a câștigat până la urmă și din PNL, din PSD, nu e nicio surpriză. Exact tabăra nereformistă, tabăra care spune hai să ne înțelegem cu oamenii ăștia unii cu ceilalți, PSD cu PNL și să batem palma, faptul că ei au avut câștig de cauză în urma acestei crize, născute tocmai, vă aduc aminte, criza a pornit de la încercarea de a crea un mecanism de a distribui pe mecanismul bancomat bani primarilor. De aici a pornit tot ce a urmat, după aceea a venit cumva subsecvent. Faptul că exact aceste tabere, și nu cele reformiste, pentru că și în PNL sunt oameni de foarte bună calitate și edii locali care au exemple de bună administrare, care sunt exemple de bună administrație și de bună guvernare și la nivel central, sunt personalități care sunt în logica aceasta, care înțeleg că România trebuie să se schimbe și niște reforme trebuie făcute. Ei nu sunt în prim plan astăzi și ăsta e un lucru destul de trist. Eu cred că, îmi spuneți că nu are importanță, eu cred că are importanță această diferențiere foarte clară și răspunsul la această întrebare și am să vă spun de ce, pentru că dacă e voința președintelui, atunci o eventuală refacere a coaliției în perspectivă devine imposibilă până în 2024. Dacă este doar o concesie a președintelui făcută lui Florin Câțu, în 6 luni de zile Florin Câțu poate să dispară și coaliția se poate reface. Eu cred că în perspectivă aceasta este de fapt cheia întregii chestiuni. Dar dacă nu aveți un răspuns... Bun, și eu și colegii mei din USR suntem luptători. Eu nu vreau mesajul meu niciun fel defetist. Spun că la momentul de față, toată această criză și toată această zbatere, convulsia a clasei politice, pare că a fost făcută cum să facem să scoatem USR-ul de la guvernare. În cele din urmă s-a găsit o formulă în care USR-ul a fost scos de la guvernare, deși electoral, repet, formula de coaliție era cea care crea o majoritate. Evident că vom fi în opoziție și vom face o poziție foarte activă și foarte asumată pe ceea ce urmează. Evident că sperăm să avem ocazia cât mai repede să ne întoarcem la guvernare pentru a continua proiectele începute de mine și de colegii mei în guvernare. 0372069599 este numărul de telefon la care vă așteptăm întrebările și opiniile. Acum, îmi spuneți că această criză a plecat de la PNRR, da? De la Anghel Salini, PNDL 3 sau rebotezat Anghel Salini. Pe de altă parte, eu m-aș uita un pic în spate și v-aș întreba, nu regretați acum faptul că, având pe masă în decembrie, de ales între Orban, Câțu și Ciucă, pentru că acestea au fost cele 3 opțiuni, dumneavoastră personal v-ați arătat reticent în privința domnului Nicolae Ciucă și foarte USR-ul a respins de plano pe Ludovic Orban, practic l-ați făcut premier pe Florin Câțu, nu? Adică ați participat la crearea asasinului. I-ați pus cuțitul în mână. Au fost două nivele de opțiune. În ceea ce îl privește pe domnul Ciucă, nu a fost vreo opțiune exprimată de USR, pentru că el a fost respins de către PNL. Dar a fost o poziționare, chiar la dumneavoastră personal. Am spus atunci că, exact ceea ce spun și acum, că opțiunea militară nu e cea mai firească. Da, dincolo de asta, adică n-am ajuns la exprima un punct de vedere. În ceea ce privește, într-adevăr, Ludovic Orban versus Florin Câțu, acolo pot să, nu știu, să spun culpa de aparență, putem vorbi despre ea. Aparența, așa cum informațiile pe care le aveam la momentul acela, făceau să pară că Florin Câțu ar fi un premier mai reformist, mai deschis spre ceea ce USR vede o România europeană, modernă, antreprenorială, acea țară despre care tot vorbim și pe care tot așteptăm, dar care se întâmplă foarte greu. S-a dovedit să nu fie așa. Da, e istorie contrafactuală la acest moment. A fost, cumva, am dat șansă viitorului față de un prezent pe care îl cunoșteam, am dat șansă unui viitor incert. S-a dovedit că opțiunea respectivă n-a fost cea mai inspirată la momentul acela.
Spuneați că suntem într-o situație dramatică din punct de vedere pandemic și nu că spuneați noastră, așa este, suntem într-o situație dramatică. USR a avut miniștrii sănătății, amândoi miniștrii sănătății din acest an, din această guvernare. Întâi domnul Voiculescu, după aceea doamna Mihăilă. Vă asumați într-un fel erori la nivelul acesta al celor doi miniștri în pregătirea valului 4? Ați urmărit audierea doamnei Mihăilă din Parlament? Da, am urmărit-o, sigur. Dar, nu toată, că nu am putut, dar am urmărit în mare măsură și am citit relatările. Pentru că doamna Mihăilă a, cum să spun, a dus o luptă înfiorătoare, încercând să-l convingă aproape săptămânal. La unele dintre întâlnirile am participat și eu cu premierul Crețu, încercând să-l convingă de necesitatea de a aloca resurse pentru medicamente HIV, pentru pregătirea valului 4, pentru plata personalului din centrele de vaccinare, pentru a porni mecanismele valului 4. Eu însumi, dacă vă aduceți aminte, în luna iunie am fost singur câteva zile spunând, bine, alături de Ioana, bineînțeles, spunând trebuie să limităm accesul persoanelor în mall-uri, limitându-le pe criterii de vaccinare. Mi-a sărit toată lumea în cap. Premierul Câțu ne explica, valul 4 nu există, noi am înfrânt pandemia, să ignorăm, să fim pe bine, România așteaptă mesaje pozitive, hai să nu mai descurajăm. Deci Ioana Mihăilă a făcut eforturi disperate și a dovedit-o cu documente, deci nu sunt declarații politice, niciun fel, cu adrese depuse, numeroase adrese depuse, puse în mână premierului. La unele dintre întâlnirile astea, vă spun, am participat alături de ea în ședințe cu premierul, noi doi, explicându-i cât de important este să aloce aceste resurse și ascultându-l pe premier de fiecare dată, cum nu e o prioritate, nu mai vorbiți despre asta, că nu, am depășit valul 4, România au nevoie de mesaje pozitive. Din păcate, faptul că acum pot să spun am avut dreptate este cea mai amară dintre formulări, pentru că, în realitate, și poate asta că vorbeați de, nu știu, ce aș fi putut să fac mai mult, am declarat public, adică nu a fost că n-am discutat, am discutat și cu premierul, am declarat și public, erau necesare acele măsuri. N-am reușit să-l conving pe premier atunci cât trebuiau luate și acum vedem consecințele unor acțiuni care în celelalte state s-au întâmplat la momentul de iunie-iulie și care, iată, acum trec mult mai ușor prin acest val 4. Da, ceea ce mă așteptam ca asta să-mi răspundeți, mai ales că m-ați întrebat dacă am văzut audierea. Problema este alta. Vedeți, ați sărit ca arș în momentul în care a fost vorba de oameni. Domnul Voiculescu, ulterior domnul Stelian Ion. Dar oare nu ar fi fost cu mult mai bine, mai eficient pentru toată lumea să fiți foarte reactivi exact pe chestiunile acestea de fond, adică să ieșiți atunci la presă și să spuneți, oameni buni, se întâmplă o problemă, la Ministerul Sănătății nu sunt bani pentru pregătirea valului 4. Dacă el vine, putea să vină, era clar că vine. Nu știam dacă vine mare sau mic. Aici era clar că vine. Și atunci, pentru era clar că vine, pentru premierul Câțu nu era deloc clar că vine. Și asta a fost, păi, asta era ideea, adică nu ar fi trebuit să ieșiți public și să spuneți avem o problemă la Ministerul Sănătății, nu avem bani să cumpărăm aia. Așa cum ați sărit să-l apărați pe domnul Ion, așa cum ați sărit să-l apărați pe domnul Voiculescu? Adică funcțiile au fost mai importante decât pregătirea asta? Eu, nu, nici pe departe. Eu, când ești într-o echipă, tot timpul lupți să obții resursele ca acele priorități pe care le vezi și sunt evidente, să aibă resursele să se întâmple lucrul acesta. Adică și în momentul în care am discutat despre rectificare, am luptat foarte mult să fie alocate resurse. Am ieșit public, bine v-am exemplificat și v-am spus că trebuie luate măsuri pentru valul 4, faptul că respectiv coordonatorul național asumat al campaniei de vaccinare a spus că alta e abordarea, premierul României, respecti până la urmă echipa din care faci parte. Da, cred că acela era un subiect foarte important de atras atenția, pentru că aici nu era vorba de o prioritate oarecare. Nu ne dă bani să facem nu știu ce autostradă sau nu, pentru nu știu ce agenție sau ce vreți dumneavoastră. Aici era vorba despre bani care, iată, acum fac diferența între viață și moarte. Pentru asta cred că ar fi meritat să puneți presiune inclusiv publică pe premier cu orice risc. De asemenea, mai am o întrebare. În momentul, toată lumea consideră, toți specialiștii consideră că campania de vaccinare a murit pe 15 mai. În momentul în care relaxarea a fost totală,
pentru toată lumea, sau premierul ieșea și spunea peste tot am învins, președintele de asemenea, și cifrele o arată. Dacă pe 15 mai se vaccinau 115.000 de persoane, într-o singură zi, 15 mai, pe 22 mai, după o săptămână de am învins, suntem fericiți, pandemia nu mai e, s-au vaccinat numai 75.000 de persoane. Deci o scădere substanțială, o prăbușire. Și prăbușirea a continuat. Ați fost de acord cu acele relaxări? V-ați opus în guvern? V-ați opus public? A fost ședința respectivă. Relaxările au fost condiționate și a fost o parte a discuției de atingerea unor praguri de vaccinare. Din păcate, și aceasta este o realitate, după ce s-a văzut că aceste praguri nu vor fi atinse, a continuat logica relaxărilor, fără ca ea totuși să fie susținută de această atingere a unor... Cu USR în guvern și dumneavoastră vicepremier. A continuat. Da, dar pe un domeniu în care, oricât a luptat inițial Vlad Voiculescu și după aceea Ioana Mihăilă, ni s-a spus constant și clar, nu e, coordonarea nu vă aparține, vă rog să nu mai interveniți pe domeniul ăsta. Asta e foarte adevărat, dar totuși făceați parte dintr-un guvern care a luat niște măsuri, măsurile guvernului sunt colegiale, hotărârile de guvern sunt ale întregului guvern. Nu ar fi fost de datoria dumneavoastră să vă opuneți unei măsuri pe care o considerați cu potențial extrem de periculos? Neavând, cum spun, coordonarea pe modalitatea de implementare a acelor decizii, ulterior am observat că nu s-a mai făcut această corelare. Bună seara, Daniel! Ești în Piața Victoriei la Europa FM, te ascultăm și vă așteptăm la 0372069599 pe toți în Piața Victoriei. Bună seara din nou, Daniel! Te ascultăm! Bună seara și dumneavoastră și domnului Dan Barna! Vreau să vă spun că atunci când a debutat pandemia, ținând cont că erau câteva rânduri de alegeri anul trecut în România, în primele zile, prima întrebare care mi-am pus-o și am și postat-o pe rețeaua de socializare Facebook a fost următoarea. Oare pandemia va salva PSD-ul? Îl întreb pe domnul Barna ce răspuns are la întrebarea aceasta. PSD-ul era înainte de pandemie undeva sub 20% ca și intenție de vot. Mulțumim, Daniel. Domnule Barna, pandemia a salvat PSD-ul? Într-o oarecare măsură, probabil că da, pentru că a fost o participare sub așteptările estimate de toate casele de sondaj la momentul respectiv, și asta 38%, dacă mi-aduc bine aminte, ceea ce într-adevăr a avut un impact pe rezultatul final pentru toate partidele care au alcătuit ulterior coaliția de guvernare. Da, deci evident că a avut un impact, fără doar și poate, mulți oameni optând să rămână acasă exact din categoria celor care înțelegeau că virusul există și este o realitate. Eu mi-aduc aminte că înainte de alegerile de anul trecut, alegerile parlamentare, am fost câțiva jurnaliști care spuneau cifrele sunt măsluite. Nu mă refeream la cifrele deceselor, mă refeream la infectări. Sunt trase în jos prin tot felul de mecanisme. Au fost inventate mecanisme de realocare, de raportare, cazuri care se plimbeau de acolo până acolo, astfel încât să pară mai bine decât era. Și la momentul respectiv am întrebat mulți buseriști, inclusiv pe dumneavoastră într-un interviu, dacă nu credeți că ar trebui totuși amânate alegerile în aceste condiții și nu e prea riscant și din punct de vedere politic, chiar și din punct de vedere epidemiologic, ca ele să aibă loc. Nu v-ați opus atunci că ele să aibă loc? Nu ne-am opus și nu a fost o creștere a numărului de cazuri generat de alegeri. Adică măsurile de distanțare care au fost luate și toate măsurile de protecție au funcționat. A avut însă un impact pe participarea efectivă, în care într-adevăr a influențat rezultatul de la momentul acela. Deși e greu de spus, adică dacă ar fost o participare mai mare, poate era o coaliție doar din PNL și USR fără UDMR, care
probabil ar fi arătat altfel ca rezultate reformiste dacă ne uităm cine, ce blocaj a generat în această coaliție. Da. Cristi, bună seara, te ascultăm. Ești în direct în Piața Victoriei la Europa FM. Bună seara, doamna Doge, și bună seara și domnului Barna. Vă salut din Marea Britanie, unde situația este la propriu roz, adică tot este ok. Nu pot să nu observ din ce spune domnul Barna că se așteaptă la o instabilitate. Cel puțin așa citesc eu, așa văd aici. Având în vedere că toată campania de vaccinare a fost luată de la Ministerul Sănătății, dusă la armată, acum și vedem foarte bine cât de bine s-au mișcat. Pentru că toate pragurile au fost date la o parte, pentru că venea vara, aveam alegeri și românul are nevoie de vacanță. Vă uitați cumva, v-ați gândit la sentimentul care încearcă pe oricine care vrea să înceapă o afacere în România? Punem un ministru militar, ne gândim peste câteva luni că o să cadă din nou, facem din nou alegeri, sau facem anticipate ceea ce ar fi o premieră, chiar dacă Constituția e făcută în așa fel încât nu se poate face, v-ați gândit cumva și la oameni? În fiecare zi, București, unde stau eu, e un bloc care are 102 apartamente. Gândiți-vă că în fiecare zi cade un bloc din acela cu toate familiile din el. Ce faceți? Sunt două avioane. V-ați gândit cumva, nu dumneavoastră, doar USR-ul, toată clasa politică, ce s-ar întâmpla dacă ar cădea două avioane în fiecare zi? Mulțumim, Cristi, să-i dăm posibilitatea domnului Barna să răspundă, pentru că avem și alți ascultători. Este frustrarea pe care o transmite ascultătorul nostru, o trăim și noi. Din păcate, USR are numărul de voturi pe care le-a obținut. Am fost singurii care ne-am asumat, din momentul în care a apărut criza politică, o propunere de premier. Am mers cu un guvern în Parlament, tocmai spunând, da, e o perioadă groaznică, e un guvern de sacrificiu, suntem gata să fim noi guvernul ăla de sacrificiu pentru a putea să mergem mai departe după ce această criză va fi depășită, suntem gata să depășim noi această criză. Din păcate, așa cum a arătat rezultatul electoral și cumva se leagă cu întrebarea anterioară, dacă am fi participat mai mulți la vot, am fi avut probabil un alt rezultat și am fi avut o prezență mai consistentă în Parlament și în Guvern și am fi putut ca vocea aceasta noastră de responsabilitate pe care am exprimat-o să fie mai puternică. Despre asta e întotdeauna vorba, adică despre cât de puternic ești ca urmare a numărului de cetățeni care ies să susțină abordarea. Suntem partidul responsabil, suntem cei care am propus din prima un premier și n-am încercat să jucăm la alibi că poate apare o scuză sau un exit. Tocmai din faptul că ne dăm seama în ce situație disperată se află țara în momentul de față și eram gata să fim noi cei care își asumă această guvernare deloc ușoară, indiferent cine o va exercita. Bună seara, Eugen! Ești în direct în Piața Victoriei? Bună seara la toată lumea! Bună seara! Da, referitor la ceea ce ne spune domnul fost vicepremier, domnul Barna, și fost vicepreședinte de partid. Actual. Aș vrea să mă aduc și alte probleme la cunoștință. Eu trăiesc în Germania și am foarte multe cunoștințe care trăiesc în Italia, care trăiesc în Spania și în alte țări. Ce vreau să-i spun este următorul fapt. A început pandemia. Oamenii au nevoie de acte. Noi cei care trăim în afara țării. Avem o foarte mare problemă legată de consulatele românești. Suni o zi întreagă și nu îți răspunde nimeni. Ești nevoit să suni la ambasadă. La ambasadă, după 40-45 sau chiar o oră de așteptat, ești preluat ca și apel să vorbești cu cineva de la call center. Pe urmă ți se spune, da, domnule, dar știți, puteți face o, cum să spun, o programare online. Foarte bine. Unde pot să fac? Păi da, dar stați puțin că avem o problemă. Nu puteți să o faceți numai dacă dețineți un calculator. Am înțeles, Eugen, hai să-l lăsăm pe domnul Barna, da, să răspundă, pentru că ne apropiem vertiginos de final. Este una dintre problemele constante de termen lung ale
problema aceasta consulară. E adevărat, doar în câteva state acolo unde comunitățile românești sunt foarte numeroase, Italia, Spania, Germania. În unele locuri, să spun, lucrurile ceva mai bune, în altele sunt situații într-adevăr foarte complicate. Am avut mai multe discuții cu ministrul Aurescu. Există și va fi și mecanismul acesta de consulate itinerante, spunem, care se deplasează practic consulul în mai multe... în mai multe zone care nu au consulatul, spun, la îndemână pentru aceste deplasări fizice. Și da, este platforma aceea e-consulat care funcționează, dar înțelegem și asta este și poziția pe care o are Ministerul de Externe acum, că este și o altă categorie importantă de oameni care nu sunt familiarizați sau foarte prieteni cu utilizarea platformei online și atunci e nevoie de acest contact direct. Și soluția este a crește numărul de consule. Am vorbit despre asta chiar și în, și în audierea pe care, la care am participat. Din păcate am ajuns la final și îmi cer scuze celor care au dorit să intre să ne spună părerile și întrebările lor. Chiar nu mai este timp. Mulțumim, domnule Dan Barna, și să ne auzim cu bine și sănătoși în continuare. Rămâneți în cel mai mare club de seară din România, alături de Toader Păun. Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM.